În stațiunea montană Rânca din județul Gorj a nins pentru prima dată în acest sezon. Primul strat de zăpadă s-a depus în stațiune, iar drumarii au scos utilajele pentru a curăța șoselele de zăpada care s-a așternut în câteva ore. În acest weekend a căzut prima zăpadă și în stațiunea Rânca, chiar dacă prima zăpadă din acest sezon a fost tot pe DN67C, dar în zona montană, sus pe Transalpina, acum a nins și în partea de jos în stațiune. Colegii noștri au acționat cu utilaje cu lamă și material antiderapant. La un dat au acționat trei utilaje în același timp pentru că ningea destul de puternic. Cel mai înalt drum din țară a fost acoperit cu zăpadă în acest weekend. Circulația pe Transalpina a fost închisă de luni, 6 noiembrie. Nu se mai poate circula pe tronsonul care traversează cea mai înaltă șosea pentru că la munte s-a instalat deja iarna. Partea carosabilă a fost curată și umedă în toată această perioadă. Nu au fost probleme de trafic. Facem un apel la conducătorii auto care aleg să meargă în zonele montane să verifice înainte de a pleca la drum prognozele meteo și să verifice inclusiv paginile noastre de socializare pentru a vedea ce recomandări sunt pentru perioada respectivă când vor să meargă în zonele montane, să aibă autovehicule echipate corespunzător și ei să fie echipați corespunzător de iarnă. Șoferilor li se recomandă să circule cu viteza adaptată condițiilor de drum. În stațiune se poate urca numai dacă autoturismele sunt echipate cu anvelope de iarnă.